În vreme de criză, la Câmpina, cultura a găsit o poartă de scăpare. Poate primi fonduri europene. Conducerea Casei Municipale de Cultură Geo Bogza intenționează să acceseze astfel de fonduri. Astfel ar putea fi asigurate condițiile necesare pentru revenirea pe scena trupei Teatrului HDU. Revitalizăm nu numai mișcarea de teatru din municipiul Câmpina, ci și anumite spații folosite mai puțin din motive de infrastructură nepotrivită sau învechită. Gândiți-vă, Casa de Cultură este dată în folosință în 1964 și sunt zone la scenă care n-au mai fost modernizate încă din acea vreme. Relațiile culturale internaționale permit nenumărate activități care să readucă în prim plan Câmpina ca oraș cu oameni de valoare. Împreună cu administrația locală și cu alte instituții din țara noastră să accesăm fonduri europene din zona cetățenii în acțiune. Ne gândim la niște manifestări complexe care să dureze cam 12 luni, în care să participe zeci de oameni implicați din mai multe țări europene. Discuțiile cu privire la accesarea fondurilor europene în vederea începerii activității culturale intense în municipiu vor avea loc în cursul acestei săptămâni.